Vă salut, distinși consumatori de vloguri mariciene. În vlogul de astăzi mergem să vedem fabrica de bere Pilsner Urquell. Suntem în orașul ceh Plzen. Am zis bine? Da. Bă, știți că-s varză cu numele, dar nu contează. Știu să zic Pilsner Urquell. Păi, dar nu vă salut eu, fraților, păi vă salut. În vlogul de astăzi facem o băiețeală. Eu cu Rareș. Am ajuns pe zona. Flăcău care editează vlogurile. Mâna dreaptă. A mea, să zic așa. Pe edit. Suntem în Praga. Dar nu o să stăm în Praga, o să mergem în Pilsen. Cum se zice în paragheză? În paragheză în cehă? Pilsen. Ideea e că oamenii de la Pilsen Urquell m-au invitat să vin într-un trip. Acest club nu-i sponsorizat, dar m-au invitat și am zis ok, let's do it. Mai ales că am profitat de ocazie să le iau și pe Rareș cu mine, să vedem care este chimia noastră pe parte de video. Așa că haideți prin Pilsen să bem niște beare, vom vizita fabrica și mâine, în vlogul de mâine, vom vizita o fermă, din câte am înțeles, unde se face hameiul la blană. Ne-au recomandat oamenii să avem pantaloni lungi. Ia uite ce vari ce sunt. Ne-au invitat oamenii să avem pantaloni lungi la noi, căci că hameiul tânăr zgârie. În fine, asta o să vedeți în vlogul de mâine. În vlogul de astăzi, fabrica. Noi doi și niște berci. Are peste 18 ani, poate să bea. Are chiar 19. Uite mă, ia uite mă, ne întâmpină. Mă, dar n-am văzut așa ceva în România. Bazuci de-astea. O ghiulea, fix ghiulei. Hai că ne-au oamenii de la aeroport. Fix asta o să vedem pe semn. Pilsen Urquell. Ocazia asta o să învăț și eu cum se pronunță corect. Și că eu am probleme cu pronunțat. Rare știe foarte multe lucruri despre mine, mai multe decât oamenii în comunitate. De ce? Pentru că bâlbele și toate dubioșenile pe le care... Le tai eu. Le tai la... Deci noi doi avem o relație mult mai intimă, dacă pot să zic așa. Interconectată. Interconectată, ca să sune mai puțin dubios, decât am cu audiența, știi? Da. Ia uite-l. Hello! Hello! Boom! Sunt 17 grade în Praga. Și fratele vostru, tricou, pantalon scurți. E bine, rar și are pantaloni lungi. Da, dar croc și ăștia, trece. Ne ia flăcăul ăsta și ne duce la mașină, cred. Pentru că face o oră de aici, de la aeroport, până la Pilsner. O să aflăm. A venit mașină, glumim. Am aflat cum se vede, Pilsen. Și cred că în dialect, în limba lor, în cehă, se zice Pilsen, cred. Așa mai este tipul de aici. Dar noi mai verificăm din mai multe surse că noi suntem jurnaliști, nu suntem vloggeri. Aflăm, Pilsen. Am făcut și o glumiță. Ultima dată când am fost în Praga, era în februarie 2022. Nu știu câți dintre voi mai țineți minte episodul cu salut domnule Castor, chestia asta a rămas în comunitate. E pe canalul principal, atunci puneam pe canalul principal. Și am fost în Praga și în martie a început pandemia, ne-a lovit pe toți. Și asta mă gândeam acum, bă, sper că noi am venit în Praga, sper să când mă întorc acasă să ne mai lovească din nou. Adică sper că coincidența ar fi cam mare, nu? Ia de aici câtă lume. Nu știu cine sunt oamenii ăștia, vom afla. Dar sunt sigur că le place bearea. Am la hotel, Vienna House e numele. Și aici un altar al berii. Deci berica. Deci cozelul acolo. Dar de data asta este Pilsner. Suntem în Pilsen. Cred că am zis bine. Uite afară un Model Y, foarte frumușel. Facem check-in. Camera 318, raportez. Ia uite ce sunt itinerariu. Welcome to Pilsen. Avem și goodies. Oare mai zis să unesc cele două paturi ca să am un pat mai mare? Sunt în baia. Știți că eu sunt obsedat să văd cum arată baia. O cabină de duș corectă, toaleta, o oglindă încăpătoare să apară tot băiatul ea. Wow. Frumos e. Și cum e pasarela asta aici. Și aici e fabrica. Berăria. Pilsner Urquell.
Asta e și motivul pentru care ne-am cazat aici. Ce tare! Ce tare! Deci suntem vis-a-vis de fabrica de beare. Și astăzi o să vizităm fabrica de beare. Mai întâi începem cu ceva de mâncat. Nu bei postuma cu gol. Aha! Direct ne-a luat cu întrebarea. Vreți beare? Să zici nu lași ceva? Cheers? Îmi pare, mă opri la beare și la tiramisu. Ia uitați aici cum arată. Ce-am avut? Bufet suedez și eu mi-am luat de toate, evident. Am luat tot, câte puțin din tot. Foarte frumos hotelul ăsta. Și o chestie interesantă, ia, merge ușa asta? Merge! Deci poți să ieși direct de aici, să duci pe pasarelă, ajungi vis-a-vis. Eu sincer nu știu de ce coboară lumea pe aici, pentru că poate nu ce cu minibuzul, cu titibusul. Eu aș inventa, acum mi-am dat seama, eu aș inventa o aplicație care să-ți trimită notificări automate cu privire la starea vremii și aplicația s-ar numi autobusul. Mulțumesc! Și Cătărin, că-i spațiu ăsta aici în hotel, deci un cățel cu lănțic, foarte frumos cățel. De ce politicos, mă, ne dau pelerină de ploaie. Mulțumesc! Thank you! Thank you! Da, le-am zis mulțumesc! Da, ce drăguț! Cătă, mi-am pus să rain coat-ul pe mine. Pelerină de ploaie. Mergem în brigadă, uite cât suntem. Oare, bine că mi-am luat chestia asta până. A plecat Tesla, am o modeligă, bă, ce frumoasă era. Aici este fabrica. Sau cum ar zice englezii, the brewery. Mă, eu sunt rit, nu știu dacă zic așa englezi. Uite, spirala asta mi-aduce aminte de Iași. Ce bine m-am simțit în Iași. Uite harta orașului Pilsen. Ta-na-na-na, intrăm în fabrică. Știi cum se zice la parcare în cehă? Nu. Parcoviste. Parcoviste. Știi cum se zice la restaurant în cehă? Restaurace. Deci o chestie drăguță pe care o fac oamenii de aici de la Pilsner Urkel e că folosesc aceste căruțe cu căluți pe care pe vremuri le foloseau ca să distribuie butoaiele cu beare prin oraș. Acum le folosesc un scop turistic și aici o să ne plimbe cu căruța. Fă, căluții! Salut! Salut, domnule căluț! Salut, ești foarte frumos, ești foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos. Deci asta este intrarea în fabrică. În spatele meu sunt clădiri istorice. Aici au restaurant, muzeu, le visăm și pe ale. Deci avem aici și un vagon de teren. Probabil că următorul mod prin care au transportat berile după ce au renunțat la căruță. Și acum avem un autobuz care ne va duce undeva unde eu acum nu știu unde. Suntem un autobuz, în caz că nu v-ați dat seama, în caz că nu era evident. Și mergem undeva unde nu știu unde. Dar vă imediat aflați. Imediat. Fereților, fiți atenți aici. Cât de tare chestia asta. O chestie șmecheră pe care o au oamenii ăștia aici e acest atelier în care se fac butoaiele de lemn în care ține berea. Faza e că un butoi de ăsta este făcut într-o lună de zile de o echipă formată din 5 oameni. Vă zic și eu ce-mi spun oamenii. Cred că din lemne de astea se face. Așa arată atelierul. Domnul este unul dintre oamenii care fac butoaiele. Cum arată bancul de lucru și fiți atenți, poze vechi. Cu ei făcând butoaie. Cât de șmecher. Ah, uite aici, asta e fix la fabrică, vedeți? Easy to lift it. But lift it as many times as it takes to actually make sure that everything is on spot when you need it. Așa se bat butoaiele, să le unească, să unească bucățile de lemn cu chestia aia, cu ciocanul ăla. Am vrut să vă arăt. Ciocanul Tor. Scurtă clarificare vis-a-vis de butoaiele astea mari. Deci nu toată berea Pilsner Urquell pe care o găsim în comerț este pusă în aceste butoaie mari pentru fermentare. Astea sunt, să zicem așa, niște butoaie aniversare. Ei produc în continuare aceste butoaie pentru berea pe care o deschid ei atunci când se lansează câte un pub, pentru momente aniversare. Adică ei păstrează tradiția fix pentru momentele alea cheie. Și vom ajunge și în pivnița, acolo unde sunt depozitate aceste butoaie pentru berea respectivă de care vă spuneam.
Și de asemenea îi fac aici butoaiele astea mici cu că, pentru transportul berii pentru pub-uri. Astea se produc, astea chiar sunt în uz constant, adică se folosesc constant. Nu știu dacă asta este singura bere din lume care mai are un atelier de ăsta de fabrica butoaie în incinta fabricii. Singura bere din lume. Dacă e momentul nostru să ne urcăm în căruță, în spate avem o centrală electrică care, cum ar zice Georgiana, deservește fabrica. Sau e ca Regina în căruță. De la noi ce fericiți suntem. Da, deci căruța asta în care suntem noi și inclusiv doamna care o manevrează, să zic așa, cu căluții, în continuare este folosită să ducă bere prin oraș pub-urilor. Și că poate fi văzută destul de des în centrul orașului. Cât de tare! Sper să ajungem și noi în centrul orașului la niște berici. We are. Deci avem un turn de apă și aici avem un heliport, cred că am zis corect, unde aterizează elicopterul. Acum intrăm în clădirea unde sunt îmbuteliate, unde este îmbuteliată berea, adică unde este pusă în sticle. Au patru linii de îmbuteliere, două pentru sticle, două pentru doze de aluminiu, și că pe oră îmbuteliază 120.000 de sticle. Oh, și am intrat în fabrică. A fost foarte simpatic domnul care ne face tourul aici. Hai să welcome to the sauna. Așa sunt spălate sticlele. Deci 120.000 de sticle pe cele două benzi când funcționează ambele, pe cele două linii, da? 60.000 de sticle pe oră pe linie. Incredibil. Aici sunt verificate sticlele să nu aibă defecte. Intră în linie, vedeți? Câte una, câte una. Deci de aici așa, de pe platforma asta, putem să vedem procesul prin care este îmbuteliată berea. Nu ne-a plăcut să intrăm acolo la nivelul terenului, să ne care combinația, la fierul ierbii. Acolo în spate este linia de doze, una dintre cele două linii de care vă povesteam mai devreme. Acum am vizitat linia de îmbuteliere, am vizitat atelierul de butoaie, ne-am plimbat cu căruța. Hai să vedem ce ne mai arată. Până acum trebuie să recunosc că mi-a și dori foarte tare să coborâm acolo, să văd și eu exact procesul de îmbuteliere, dar aproape, pentru că am văzut o mașinărie care inspecta sticlele să fie întregi și era, cum să zic, ca o mare cabină foto care trăgea cu blițuri, cu lumină prin ele și așa vedeau dacă sticlele erau integre, să zic așa. Dar era tot într-o viteză foarte mare, tu. Și fix în față, după asta era un soi de cuvă unde cele defecte erau aruncate. Mi-ar plăcut să fiu acolo, e clar era cea mișto de văzut, dar iar s-au mișcat. Mă, deci aleargă oamenii ăștia dacă vin slab, știți de ce? Da, următorul pas, următorul punct de vizitare este turnul de apă. Mă, deci că intri în biserică. Deci turnul de apă nu mai este funcțional, evident, acum au alte metode de a aduce apa în berărie. Însă a spus o chestie pe care vreau să o confirm, dar o zic aici și pe aia vă confirm sau vă infirm. A zis că apa este filtrată timp de 17 ani. Pentru procesul ăsta dă apei niște, să zicem, niște calități, o face atât de pură, încât apa cântărește 80% din bere sau ceva de genul. Dar eu mai întreb o dată, mi se pare, cum adică 17 ani? Gata, avem o rămâre. Deci se referea la apa pe care o folosesc ei pentru bere. Este o apă din puț, dar apa asta provine de la Doamne, da? În procesul de ploaie, apa intră în pământ și trece prin mai multe straturi de pământ, vă rog, că toate cele. Nisip, ce mai fi acolo? Ideea e că de când pică de la Doamne, până ajunge în puț, trec 70 de ani, nu 17 ani. Deci, apa este filtrată de mama natură, să zic așa, timp de 70 de ani. Nice. Acum are logică. Eu mă gândeam, cum dracu, adică, vă dați seama ce era în capul meu? Unde ne duce, frate? Mă! Taste it! Go for it!
you. Nu știu exact ce mănânc. Sweet? Ish. Deci am aflat, ăla era malț. Malț lăsat la înmuiat ca să capete culoare. Următorul pas este să-l prăjească. Dacă îl prăjește mai mult, devine berea brună și e caramelizat așa, la gust. Înveți că m-am băgat invers. Încă o chestie pe care am aflat-o. Eu aflu bucățele și încerc să vi le zic. Sper că nu sunt haotic, dacă sunt haotic îmi cer scuze. Deci ca o bere să poarte titlul de bere cehească, să aibă voie să pună pe etichetă faptul că este Czech beer, trebuie să aibă toate ingredientele, tot, inclusiv sticla, totul trebuie produs în Cehia. Deci Pilsner Urquell este o bere 100% cehească, de-aia are și titlul să le bere Czech beer. Toate sunt aici produse în Cehia. Nice. Ce-ai zis, mă? E cât camera mea, dar cred că e mai mare decât camera mea. Păi, de ce aici o simte cu mașina? 72 Japanese, but maximum 35 Brewmasters. Și că 72 de persoane pot să meargă cu liftul ăsta simultan. Sau 30 și câte 35 de maestri berari. Once they get married, we move them to the houses in the corner. It started in the early 19th century. Ce se confundă muzeu, frate, sigur. Partea unde ne-a arătat filmulețul ăla de prezentare și acum cred că ne arată pașii, dar prin care se face bearea, dar sunt niște pași așa cosmetizați, adică nu se face pe bune bearea aici. Ce tare, ce tare. Băi, ce mișto e asta. Nice. Deci cred că ne arată faza cu apa. Da, uite. Harta hidro geologică din Pilsen. Ce vă spuneam mai devreme, că apa e filtrată timp de 70 de ani cu ajutorul solului. Uite, 100 de metri până în puț. Deci așa arată hameiul, cultura de hamei. Și aici putem să și gustăm. Hai, bagă! It's like coffee. Ce-ți place? E interesant, nu pot zic că-mi place. Okay, I prefer in the beer. The, yes, yeah, sure. Spumă. Da, pe măsoare ce lași acolo să zacă, a început să aibă vibe de bere, adică partea mare de la bere, gustul ăla e. Da. However, you can see that we use copper, the copper heat distribution. And we will look at a diagram and I like this. Mixing the mixture so that it won't be baked down on the bottom. Deci azi mai devreme este amestecarea ingredientelor în procesul de fierbere. Și se amestecă în continuu ca nu cumva la bază să fiarbă prea mult. Deci totul trebuie să fie egal. Sper că am explicat bine. Se folosește cupru, că știți și voi, cupru e cel mai șmecher. Deci procesul e mult mai complex. Mai întâi se amestecă aici o perioadă, după aia o tărime este mutată în jos, unde v-am arătat eu. După aia este adus înapoi aici, tot procesul se întâmplă de 3 ori. E făcut în tihnă, cum ar veni totul. Și aici, voi nu simțiți pe clip, eu simt, e foarte cald, dar asta pentru că aici se întâmplă magia. Asta este o sală de nașteri. De ce zic chestia asta? Aici se întâmplă magia. Aici e naștere berea Pilsner Urquell. Și e foarte cald. Cam așa arată schema procesului. Ce ne spunea domnul mai devreme cu câte o tărime,
de 3 ori, apoi mutată în celălalt silos și așa mai departe. Cei pasionați de scheme cred că vor aprecia acest cadru. Primul maestru berar, cel care a inventat berica, rețeta, și mergem până în prezent. Ia să vedem. Uite. Actualul maestru berar. Acum coborâm în pivniță să vedem butoaiele alea mari. Din ce ne povestea tipa mai devreme, avem confirmarea că ei fac anumite batch-uri de bere pe care le pun în aceste butoaie speciale cu diferite ocazii. Aniversări, adică e ediția aia specială a berii și cumva îi dă și a lor asta de trecut. Păstrează tradiția punându-o în acele butoaie mari de lemn. Hai să vedem cum arată. Și că e foarte efect jos. Băi, am ajuns la metrou din Cluj. Deci, galeriile astea de când sunt săpate, frate? 1839 și berea de când e? 1842. Deci atunci ai și primul beș de bere. Rare și-a dat bacul la istorie, de-aia știe, ține ușor cifre. Cât ai luat la istorie? 9,65. Avem băiat cu capul mare printre noi. Și ideea e că 49 nu aveau electricitate. Sursa de lumină era cu torța. Până în 1880 n-au avut electricitate. Uite, ce reține ăsta tot, fără de aici nebun la cap. Și că lungimea totală a galeriilor e de 9 km. Am reținut bine? Da. Dau examen aici nebun. Ăsta 100% e un lift de butoaie. Mamă, cât de tare. Now, I have now very important job for you. We're not going to be standing here anymore. Eu cred că în butoaiele astea, asta e bere fermentată cel mai probabil și că urmează să bem. Hai să vedem. 8 grade sau 7 grade. Deci ne-a dat pahare și urmează să bem bere din butoaiele astea. Asta, pentru asta am venit, tăticule. Băi, ești nebun? Uite, pitch their Urkel, pitch their beer. Mamă, cât de tare e asta! Ne, to jsou ty k nám, ano, dobře, tam už jako to. Ješ pregatý se bej fericire? Hai să vedem amândoi cum e. Stai așa, nu bea, nu fără. Hai. E ce trebuie. Mi-e rosu, frate, mi-e rosu. Îți dai seama că noi acum bem ceva ce beau băieții pe vremuri? De la sursă. Direct de la sursă, din butoaie de alea mari. Mamă, cum sunt tunelurile astea! Ce mare are țintă gumari în apă? Bă, mi-ar plăcea să pot să vă explic. Știi ce e aici? Da. Te-ai explic. Apropo, el este... Sergiu? Sergiu? Este tapsterul oficial Pilsner Urkel în România. Da. Și singurul român de aici cu care, pe lângă Rarăș, cu care pot să vorbesc, să-mi traducă rapid ce zic oamenii ăștia. Exact. Zona aceasta era făcută în 1842 pentru a răci toată partea asta de trasee de sub oraș, în așa fel încât să fie păstrată o temperatură alpină de 8-9 grade Celsius. Aici era adusă apă gheață din lacul de lângă Pilsen. Era zdrobită și devenea un frigider foarte mare, asta în 1842, pentru că nu aveau o tehnologie pentru a răci toată încăperea. Mamă, cât de smec. Deci tot spațiul ăsta, da? Și după aia se topea gheața. Se topea gheața și aici e cel mai înalt punct din toată partea asta de pivniță. E cel mai înalt punct și automat apa care se topea din gheață curgea și în așa fel încât se făcea un traseu prin cei 9 km de sub oraș. Și răcea cumva toate... Absolut tot aici. Se păstra acea temperatură alpină pentru a păstra berea nu la o temperatură ridicată, automat ea să nu se strice. Acum că te-am prins, zi-mi ce bem noi aici, frate. Pilsner Urkel, o bere nepasteurizată. Este nefiltrată și nepasteurizată. Practic, asta este berea obținută chiar după partea de
Procesul istoric, să zic exact, așa. Exact, procesul istoric. Asta este prima bere exact ca acum 180 de ani. Mamă, nu este nepasteurizată, este nefiltrată. E o bere pur și simplu scoasă din butoi și automat pe stilul de... Deci cum beau băieți în 1842. Ce? Noi simul de informații, frate. Unde ne-am adus aici? Oh, și se vrea din mamă, ce blană e! Avem și niște platouașe! Da, deci... Incredibil procesul, cât de simplu este, ce bere simplă bem noi acum. Cum beau băieții în 1840? Ți-am dat și puțină zbun. Aș putea să rămân aici. Deci că te poți rătăci, aș putea să mă rătăcesc. Fraților, ăsta a fost turul Farăcii și experiența pe bază de bere de toate cele. Noi acum mergem la hotel. Ăsta a fost vlogul de astăzi. Ne vedem mâine. Mâine vom merge la ferma de hamei. E un hamei special pe care îl folosesc doar 3 beri în lumea asta. Cozel, Pilsner Urquell, desigur, și Peroni. Mâine vom vedea care e combinația. Voi veniți cu noi, desigur. Ăsta a fost vlogul de astăzi. Rare zi tu, la revedere, alea. La revedere, noapte bună.